ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bilanț al primarului Neghina. Șahmat la Uniunea Armenilor din Bacău. Fotografia nu moare niciodată. În cadrul ultimei întruniri a legislativului local, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a făcut un scurt bilanț al proiectelor implementate în Onești. Mai multe detalii în minutele următoare. Vreau să fac o scurtă prezentare, un raport de activitate, stadiul lucrărilor, pentru că, deși am vorbit în foarte multe emisiuni și în mediul online despre activitățile desfășurate la nivelul municipiului nostru, nu toți au urmărit de fiecare dată, ședințele din Consiliu sunt mult mai bine urmărite și pot ajunge acolo unde trebuie, mai ales că sunteți și dumneavoastră și puteți duce mesajul. Puteți să mă contraziceți dacă credeți că undeva greșesc sau datele nu sunt pertinente. Am colegi în cadrul primăriei care pot susține sau corecta datele prezentate. Am să încep cu situația celui mai mare proiect care se desfășoară la nivelul Oneștiului și care a adus un oarecare disconfort în ultimii 2 ani. Este vorba de investițiile Raja la nivelul municipiului Onești. Aici această investiție de aproximativ 58 de milioane de euro are 3 componente. 1. Stația de epurare, lucrările s-au finalizat la finalul anului trecut, au urmat 8 luni de probe. Într-o lună se va face recepția finală. Rețelele de apă și canalizare, care însumează peste 70 de kilometri de rețea de apă și canalizare, modernizare și extindere rețele, care în maxim 2 luni se vor încheia total cu tot cu remedieri. La momentul ăsta mai sunt voci buni, foarte răzlețe, că e plin orașul de gropi. La momentul ăsta, exceptând Eduard Sechei, unde mai sunt câteva traversări și intersecția din sensul giratorului de la Evazatu, eu nu știu să mai fie vreo stradă prin care să fie obligat să intre în groapă. Da, mai sunt anumite cămine la care se lucrează, dar se reduce, se dă prioritate și se poate circula fără să intre, să fie nevoit să intre cu roata într-un șanț. Poate îmi scapă ceva, dar eu nu cred. Și în Zlobozia mai avem 2 jumătăți de traversare, 2 benzi, dar la fel, se poate ocoli fără să dai în groapă. Din discuțiile care le-am avut astăzi cu managerul de proiect, el a spus finalul lunii septembrie, eu am spus 2 luni, momentul în care se va trage linie și constructorii vor părăsi orașul, nu va mai exista nicio reparație de făcut. Adică se duc cu reparații 2 luni. Ăsta este termenul maxim în care se finalizează acest proiect. Și a treia componentă a acestui proiect este stația de captare, poate nu neapărat cea mai importantă, că este la pachet cu rețelele de apă, această stație de captare. Stația de captare însemnând a doua sursă de apă, sursă alternativă de apă la Onești, care este în grafic. La finalul anului se finalizează lucrările, urmând aproximativ 5 luni de probe. Undeva în luna mai, noi trebuie să avem la robinete apă din sursă proprie. Vom avea, se va păstra și a doua sursă și Raja va păstra relația cu Crabul, va achiziționa apă și de la Crab și din sursă proprie, tocmai pentru a păstra relația și a avea, atunci când apare o defecțiune, că poate să apară și la stația nouă o defecțiune, dar să aibă sursa, varianta cu Crabul, a doua sursă de apă, și vom avea automat și sursa noastră, dacă se va întâmpla vreo avarie pe partea de Crab.
Ceea ce vedeți în Onești, ați văzut foarte multe, poate vă știu, cei mai mulți dintre dumneavoastră sunt sigur că știți despre ce este vorba, sunt foarte multe cămine, foarte multe găuri, chiar dacă nu au fost rețele schimbate, s-au făcut acele cămine cu vane de întrerupere a apei, pentru a reduce dimensiunile afectării populației în momentul unei avarii. Să se segmenteze pe porțiuni mai mici, să se întrerupă apa până la remedierea eventualelor remediere. De altfel, primarul Neghină și-a anunțat și candidatura pentru primăria Onești. Faptul că am ieșit la lumină, că am trecut peste acești ani grei, că am scos, din punctul meu de vedere, în primul rând, din datorii Oneștiu, mi-ar fi greu să-l las să vină altcineva să-și bată joc. Drept pentru care astăzi îmi anunț oficial candidatura, voi candida la următoarele alegeri, pentru cei care își fac planurile să nu-și mai facă planurile sau măcar să-și facă planurile în funcție de poziția mea exprimată astăzi. Voi candida pentru că trebuie să duc mai departe ce am început. Și Oneștiu merită să treacă la alt nivel. Și eu cred că se poate ca Oneștiu să treacă la alt nivel. Vă mulțumesc! Șahmat la Uniunea Armenilor din Bacău. Pasionații de șah din Bacău au avut ocazia să o întâlnească la masa de joc pe Marea Maestră Irina Bulmagă. Campioana în titră a României la șah rapid a fost provocată la Uniunea Armenilor din România, filiala Bacău, de copiii băcăuani la un simultan de șah. Simultanul de șah oferit astăzi de marea noastră campioană reprezintă un eveniment de excepție pentru șahul băcăuan. Copiii au așteptat cu mare emoție și bucurie acest moment remarcabil, care cu siguranță îi va motiva mult spre perfecțiune în sportul minții. Sunt pași importanți, de ce nu, spre marea performanță în șah pentru copiii care participă la acest simultan și să fie conștienți că o asemenea ocazie ce li se oferă astăzi poate fi doar o singură dată în viață, să joci cu o mare maestră internațională. Realizarea acestui eveniment este rodul unei colaborări inspirate între Uniunea Armenilor din România, sucursal Bacău, asociație non-guvernamentală de utilitate publică și asociația Club Sportiv Regional de Șah Nord-Est Bacău, care au convenit să înființeze cercul de șah Tigran Petrosian, ce poartă numele acestui mare maestru internațional de șah și campion mondial între anii 1963-1969. Pentru mine e un sentiment deosebit să fiu aici, fiindcă încă îmi amintesc momentele în care eu stăteam pe scaunele de acolo și așteptam să joc cu mari maestri în cadrul unui simultan. Tatăl meu până acum păstrează fișa de când am jucat la 7 ani pentru prima dată cu marele maestru Viorel Bologan. Și m-a inspirat acea acțiune și îmi doresc ca copiii să se simtă și ei inspirați. Asta e speranța mea pentru ziua de astăzi. Și vreau să vă spun că șahul, într-o formă sau alta, creează conexiuni foarte frumoase, conexiuni neuronale noi, fiindcă chiar dacă este practicat nu neapărat ca performanță, ci doar ca un hobby, ajută și dezvoltă gândirea copiilor. Particip cu mare bucurie astăzi la Bacău, la un eveniment inedit cu care multă perioadă am fost obișnuit, un campionat local de șah și rândul copiilor, ceea ce este extraordinar prin faptul că încă este vacanță, copiii au timp de așa ceva și mai ales pentru o întâlnire de la așa nivel mare cu marea maestră internațională Irina Bulmagă. Este un eveniment inedit pentru că se organizează la Uniunea Armenilor din România, filiala Bacău, și este deosebit prin faptul că copiii au ales într-o zi de sâmbătă să-și antreneze mintea în acest deosebit joc. Așa cum spuneam și la introducere, când mi s-a dat cuvântul, am și eu o piesă preferată
calul, cu care atunci când am plăcerea și încerc să joc cu copiii mei, îl exersez cât mai mult. Este un joc distractiv cu ceva adrenalină a minții. Într-un final sper ca evenimentul de astăzi să aibă o reușită și toți copiii să plece acasă fericiți. În primul rând că s-au antrenat cu cineva de talie internațională și în al doilea rând pentru că s-au distrat. Pentru mine ziua de astăzi este o zi deosebită pentru că de mult timp mă frământa gândul de a organiza un simultan aici la Bacău cu unul dintre vârfurile șahului din România. Gând care s-a concretizat, iată, astăzi, prin onoarea pe care ne-o face doamna Mare Maestră de a fi prezentă aici, între noi. Mulțumim, doamnă Mare Maestră! La simultan au participat 38 de copii și juniori care au avut posibilitatea de a sta față în față la tabla de șah cu cea mai bine cotată șahistă din țară, câștigătoarea în mai mulți ani la șah rapid, șah clasic, dar și a unor prestigioase concursuri internaționale. În 4-5 ore de simultan, Marea Maestră a acceptat remiza în doar 3 rânduri, iar în rest a obținut doar victorii. Și chiar am emoții, nu știu ce o să fac. E greu, e ușor? Până acum e deschiderea, nu e chiar foarte greu. Să vedem pe parcurs. Speranțe? La o remiză, da. E greu. E greu? Ce speri de la această partidă? Să fac remiză. Ai speranțe la această partidă? Puține, dar e frumos să joci. Cum ți se pare experiența? Foarte faină, foarte faină. O să fie o experiență interesantă. Experiența aceasta am mai trăit-o de vreo câteva ori la simultane cu jucători de șah destul de buni. Este a treia oară când parcurg această experiență, iar până acum mi se pare că totul este echilibrat. Sperăm la o remiză. Participanții au primit certificate de participare cu semnătura maestrei Irina Bulmagă. Ziua Mondială a Fotografiei, sărbătorită în fiecare an pe 19 august, a devenit atât de populară încât în 2022 a fost introdusă Săptămâna Mondială a Fotografiei. Această zi celebrează la nivel mondial toate tipurile de fotografie. De peste 10 ani, la Fotobălândici se întâlnesc 3 însemne ale aceleiași teme. Ziua Artei Fotografice în România, Ziua Sfintei Veronica, protectoarea fotografilor și, desigur, Ziua Mondială a Fotografiei. De 3 generații, Lilian Ana Romeo Mărândici sunt încântați să întâmpine o nouă familie a celor ce iubesc fotografia și care cunoaște noi practicanți în Bacău, în țară, dar și peste hotare. Fotografiile depășesc chiar trecerea timpului. O fotografie de acum 100 de ani poate fi încă la fel de apreciată acum ca și atunci. Sunt mulțumit de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Sunt mulțumit că au răspuns oameni și tineri, dar în special au venit persoane în vârstă care au pus bazele, să spunem, anumitei perioade de fotografie a Bacăului. Ultimul mohican. Da, pentru că ce se întâmplă după, într-o zi în care nu vom mai putea să mai deschidem porțile atelierului Foto Mărândici, nu vom lăsa nici în chirii sau așa, iar fata noastră ne-a zis că va face un muzeu aici, cu totul că avem o sală de muzeu, muzeul tehnicii. Da, dar asta cred că va fi târziu, foarte, foarte târziu, așa sper. Mai avem nevoie de fotografii? Sigur că da. Pentru a lăsa în timp momentele de acum, tot ce înseamnă, mă refer la fotografia pe hârtie, pentru că tot ce înseamnă digital, studiile au arătat că într-o zi nu vom mai vedea nimica și dacă în sertarul bunicii vom găsi fotografii de 60 de ani, de 80 de ani, nicio șansă pentru actualele care se țin pe telefoane, harduri externe, stick-uri sau altele. Ziua Mondială a Fotografiei reprezintă o sărbătoare anuală la nivel mondial a artei, măestriei de realizare, a științei și a istoriei fotografiei. De la începutul secolului al XIX-lea, fotografia a devenit un mod din ce în ce mai larg și mai complex de exprimare și a condus la o apreciere personală pentru tot mai mulți oameni din întreaga lume, ca urmare a vizionării fotografiilor realizate de aceștia. UZPR-ul
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, are drept slogan următoarele cuvinte: noi scriem istoria clipei. Ei bine, fotograful scrie și el istoria clipei. Dacă descompunem cuvântul fotos, lumină și grafein, scriere, așadar scriere, și acum ajung la adăugirea pe care vă rog să-mi permiteți să o fac, așadar fotograful, precum ziaristul, scrie istoria clipei. Punct. Cu lumină. Văd acolo câteva fotografii din vechi timpuri ale Bacăului și încerc să reconstruiesc o istorie potrivit acelor filmulețe și acelor fotografii și să realizez că creăm în felul acesta un arc peste timp între cei care au fost fotografi la timpul lor, au încercat cu metodele acelea mai simple la momentul acela. Acum avem tot felul de aparate digitale și fiecare dintre noi avem un telefon în buzunar și cu acel telefon încercăm să păstrăm memoria timpului pe care îl petrecem, dar cu siguranță în momentul în care vedem acele fotografii realizăm că au fost și atunci oameni și că oamenii aceia au vrut să imortalizeze timpurile respective pentru generațiile care vor urma. Pentru că fiecare dintre noi suntem conștienți că trecem și la un moment dat va fi un domn Romeo care să pună numele acestea pe o foaie de hârtie pentru ca ele la rândul lor să fie pomenite și să fie așezate în rândul celor drepți în Împărăția lui Dumnezeu. Cei care fac acest lucru arată că au suflet curat, un suflet bun, un suflet frumos, pentru că întotdeauna căutăm să fotografiem, spuneam, armonia, frumusețea. Și armonia, frumusețea și binele se regăsește în Duhul Sfânt. Consider o sărbătoare importantă pentru că prin fotografie ne-am păstrat memoria timpului, memoria clipei, a tot ce a însemnat pentru comunitatea băcăoană și comunitatea națională. Și la fel vreau să-i mulțumesc pentru că s-au comemorat artiștii fotografi din istoria recentă a Bacăului, care și dumnealor au contribuit prin fotografie și ne-au lăsat amintiri frumoase de ceea ce a însemnat Bacăul. Și vedem cu bucurie, dar și cu regret în același timp, ce însemnau vechile clădiri istorice ale Bacăului. O fotografie are capacitatea de a surprinde un loc, o experiență, o idee, un moment. Din acest motiv se spune că o imagine valorează cât 1000 de cuvinte. Fotografiile pot transmite un sentiment mult mai rapid și uneori chiar mai eficient decât o pot face cuvintele. O fotografie face privitorul să vadă lumea așa cum o vede fotograful. Fotografia, dacă nu fizic, nu mai avem cum. Pentru că viața este trecătoare. Toți venim și plecăm. Nu rămâne nimeni pe pământ. Numai așa putem lăsa în urmă, datorită fotografiei, lăsăm amintiri copiilor, nepoților și așa mai departe. Deci fotografia este fără de sfârșit. Nu are sfârșit. Trebuie să existe. Ziua Mondială a Fotografiei reprezintă o sărbătoare anuală la nivel mondial al artei, măiestriei, de realizare a științei, a istoriei fotografiei. Zilele acestea au început dezbaterile proiectului de lege privind codul silvic al României. Am dat startul celor 3 sesiuni de dezbatere a proiectului de lege privind codul silvic al României. Consider esențială dezbaterea serioasă, argumentată pe noul cod silvic, astfel încât să reușim în aceste zile să ajungem la o formă finală care să aducă un echilibru real între protejarea celor mai valoroase păduri și gestionarea lor durabilă într-un nou context social. Suntem preocupați din ce în ce mai mult de efectele schimbărilor climatice, iar modul în care pădurea ne va ajuta în combaterea acestora este un subiect pe care ar trebui să-l discutăm din ce în ce mai des. Totodată, trebuie să ținem cont de ultimele noutăți tehnologice, fie că vorbim despre hărți satelitare, de imagini luate din drone, de folosirea telefonelor smart. Sper să ajungem la un act normativ echilibrat, care să țină cont de nevoile proprietarilor de păduri, fie că discutăm de mici proprietari sau de mari proprietari, despre proprietatea
publică a statului român sau despre cea privată, despre provocările ocoalelor silvice sau despre dificultățile firmelor care exploatează masa lemnoasă. Cu toții trebuie să ne implicăm astfel încât copiii noștri să beneficieze de păduri mai reziliente la schimbările climatice și le mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbaterea de azi. M-am bucurat să-l avem alături și pe fostul ministru al mediului, Tacoș Barna, căruia îi mulțumesc pentru efort și pentru contribuție, a menționat ministrul băcăuan al mediului, Mircea Fechet. Poliția va avea casă nouă la Gura Văii. După ce ani de zile în care administrațiile publice locale nu au fost interesate de condițiile în care oamenii legii își desfășoară activitatea, iată că actualul primar al comunei Gura Văii, Silviu Tinei, s-a decis să ia taurul de coarne. Clădirile aparținând comunei Gura Văii nu au reprezentat o prioritate pentru niciuna din administrațiile anterioare anului 2020. Din contră, au avut grijă ca tot patrimoniul fostului CAP să ajungă la diversi proprietari, care în mare parte nu au făcut nimic durabil cu ele. An de an, cu eforturi de la bugetul local din octombrie 2020 până în prezent, am renovat fostele școli Pătrășcan, Păltinata și Capăta, prin acoperișul cărora se vedea cerul liber, iar la fiecare ploaie se mai rupea o bucată de tavan. Astăzi, cele trei clădiri, așa cum știți, sunt funcționale, putând primi orice destinație ar fi nevoie. O altă clădire abandonată în timp este brutăria fostului CAP. A fost nevoie de o administrație tânără, cu respect față de puținele bunuri ale domeniului public, ca să stopeze paragina în care se afla. Imaginile vorbesc de la sine sub titlul De la ruină spre lumină. Aici va fi noul sediu al Poliției Naționale, post de poliție Gura Văii, unde angajații MEAI își vor desfășura activitatea în condiții de lucru decente, grup sanitar, vestiar, birouri, sală de așteptare. Este situată la strada principală DG119, lângă dispensarul uman și va oferi agenților de poliție spațiul optim, propriu și distinct de primărie, care va întări poate cel mai important aspect, relația de colaborare între primărie și oamenii legii și nici de cum o relație de subordonare, a menționat primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Participare numeroasă la simpozionul literar-artistic ce a avut loc zilele trecute la Comănești. Printre spectatori s-a numărat și comăneșteanca Cătălina Ciofu, deputat PNL de Bacău. Un simpozion literar-artistic a încununat seria de evenimente culturale dedicate zilelor orașului Comănești. Mulțumesc personalităților de mare valoare care mi-au oferit prilejul să consum din bucuria expresiei artistice a acestei ediții o bogăție de sentimente exprimate prin arta plastică, literară și muzicală într-un cadru încărcat de istoria locului ce o poartă sălile Muzeului Dimitrie Ghica din Comănești. Îmi face mereu plăcere să primesc din alinarea culturală pe care oferă o astfel de evenimente care adună la un loc rodul muncii unor oameni ce împart pasiunea și dragul pentru artă. Felicitări primarului Viorel Miron pentru că în zilele dedicate aniversării orașului a promovat evenimente care fac cinste comunității și pun în valoare frumusețea spirituală și culturală a oamenilor locului. A mai precizat deputat de Bacău, Cătălina Ciofu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 24 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin, spre după amiază pot să apară furtuni cu fulgere. Maxima zilei urcă până la valori de 33 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius. Vineri 25 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei urcă până la valori de 31 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.